Aici cer să ne cânte în aplauzele voastre. Haideți să vedem despre cine este vorba. Haideți să ne cântăm cu aplauze! Dar să știți că trecând pe aici, eu am înțeles că duceți în Europa colete. Dar și ce vă arădeți? Bine să-i faci! Am venit și eu cu o geantă, am pus așa și cartofi, și morcă, și o leacă de vin. Și vreau să o duc și la data mea, la Germania. Și trecând pe aici, bine că am luat și saxofon. Veselii mari văd că aici, da? Și să știți că am și eu aici în geantă ceva. Mă șampanie pentru dumneavoastră, domnul Sergiu. Și am o orhidee pentru dumneavoastră, domnul Nicolae. Și... geanta ne-am mă solușit. Da, mă solușit. Domnul Sergiu, doamna Mihaela, cine vă iubește, cine vă respectă? Toată lumea. Toată lumea, da. Dar mai concret? Părinții. Cine? Părinții. Surpriză de ce? Surpriză de partea cui vine? De partea lui Ghenu și o Veronica, da? Da, mă găsești în cușie. Părinții. Părinții, posibil. Poți fi și psihotare, poți fi și de pe sală. Ce? Cine vă respectă? Cine vă iubește? Cine când veți avea momente grele? Vă spune așa să aveți. Când veți avea momente grele, vă fi alături. Da, și posibil. Hai, vă mai dau o șansă mică. Cine? Sau haideți, vă știți fericitarea și după aceea să vedem la departe. Dragi tinerii însurăței, vă felicităm cu o nouă etapă a relației voastre, cu căsătoria. Vă dorim dragoste, bucurie, înțelepciune, inspirație, răbdare, armonie și abundență amoroasă. Aveți grijă unul de altul. Cedați unui altuia, să nu vă certați, nu ascultați pe nimeni în afară de inimile voastre. Fiți fericiți! La mulți ani! Domnul Sergiu, foarte, foarte mult vă respect colegul dumneavoastră, Ghenadie, și soția lui, Veronica. La mulți ani! Cu un colet. Dar eu am venit cu un buchet de melodii. Le ascultați? Da. Și le dansați? Da. Hai.